Cotația grâului la bursă de la Chicago a continuat să scadă luni grație prețurilor mici oferite la grâul din Rusia și alte state din bazinul Mării Negre, scrie adevărul.ro. Astfel, pe ansamblul lunii februarie se prefigurează cea mai amplă scădere înregistrată după luna noiembrie, precizează specialiștii. Conform surse citate, în jurul orei 12, cotația grâului la Chicago a scăzut cu 0,5% până la $7,17 per bushel, cel mai scăzut nivel din ultimele 5 săptămâni, ceea ce prefigurează o scădere de 6% pe ansamblul acestei luni. Rusia, cel mai mare exportator mondial de grâu, este așteptat să anunțe exporturi record în a doua jumătate a sezonului, în timp ce Ucraina vrea să prelungească acordul privind exporturile de cereale din Marea Neagră pentru un an, informează Agerpres. Grâul este supus la noi presiuni în jos din partea ofertelor mici de preț pentru grâul rusesc pe piețele de export, precum și de pe urma prognozelor meteo, care arată precipitații în cursul acestei săptămâni în zona de câmpie din Statele Unite, spune Matt Ammerman, adăugând că grâul rusesc a câștigat mai multe licitații organizate recent la nivel internațional, precum cea de săptămâna trecută din Egipt, și ar putea fi oferit din nou la prețuri mici la licitațiile care vor avea loc săptămâna aceasta, cum este cazul cele din Turcia. Traderii așteaptă să vadă dacă va fi extins acordul privind exporturile de cereale din Marea Neagră, ceea ce va permite exportul de cereale din Ucraina. Acest acord, care a crescut concurența în rândul furnizorilor de grâu și porumb, expiră în luna martie. Procesul de negociere pentru extinderea acordului a început deja. Există sentimentul pe piață că acordul va fi prelungit în condițiile în care China este cel mai mare importator de cereale care utilizează acest canal, a spus Ammerman. Pe de altă parte, cotațiile de soia, boabe și porumb nu au înregistrat modificări semnificative, fiind susținute de îngrijorările privind pagubile provocate de seceta culturilor din Argentina.